Înainte de demararea activității de prelucrare, fabrica de zahăr din Glodeni a fost astăzi binecuvântată de un sobor de preoți din cadrul raionului Glodeni. La eveniment au fost prezenți noi proprietari ai fabricii alături de conducerea raionului și colectivul de muncă. În câteva zile, fabrica de zahăr din Glodeni va începe prelucrarea sfeclei de zahăr, sezonul de colectare a căreia a început cu ziua de luni a săptămânii curente. Iar pentru demararea unei activități de succes, noii proprietari au inițiat un serviciu de vin de sfințire a fabricii, pentru a păși noile proiecte de dezvoltare cu binecuvântarea unui sobor de preoți. Omul sfințește locul, deci noi s-o putem că am călcat cu dreptul. Primul pas l-am făcut cu dreptul, că am sfințit această instituție care este producere, este o producere foarte complicată, producerea zahărului nu e atât de ușoară. De ce noi am s-o putut să începem cu dreptul? Avem un examen foarte mare de dat în continuare ca această fabrică să lucreze, fără dificultăți, fără probleme, într-adevăr să avem succes și să fie exact ce, cum s-a spus, că fabrica a lucrat, lucrează și va lucra. Atât pentru foștii lucrători ai fabricii care au revenit la locurile de muncă, cât și pentru economia întregului raion, reluarea activității fabricii de zahăr reprezintă un moment foarte important. Vreau să ne exprim convingerea că toate încercările, toate problemele care au periclitat activitatea fabricii de zahăr în ultimii ani, anume ultimii ani, ele putem să spunem că s-au dus în istorie și aș vrea să doresc foarte mult ca, începând cu acest sezon, aici să domine stabilitatea și încrederea în ziua de mâine. E un lucru bun. O să avem de lucru, o să avem salariu, simt mai bine. Evenimentul de sfințire a fabricii de zahăr a fost un frumos prilej pentru ca raionul Glodeni să fie vizitat și de oaspeți atât din alte raioane ale țării, cât și din afara Republicii. În acest sens, la serviciul divin au participat atât reprezentanții administrațiilor publice locale din țară și de peste hotare, cât și producători agricoli care livrează sfecla de zahăr companiei MagdVest. Am mers la un pas foarte riscant de a deschide fabrica de zahăr din Onușeni și mă bucur foarte mult. Și vreau să fiu solidar, sincer cu dumneavoastră, deoarece la dumneavoastră întrebarea aceasta s-a hotărât mai operativ. Мы намерены готовить взаимное сотрудничество и у нас в республике, и во взаимопоставке товаров, и значит, в налаживании производственных циклов в области переработки сахара, значит, выращивания свекла, значит, и других видов культур. La momentul de față, în gospodăriile agricole se duc lucrări de recoltare a sfeclei de zahăr. Administrația fabricii preconizează să înceapă sezonul de prelucrare a sfeclei începând cu săptămâna viitoare. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știri.